prima întrebare. În elementul închinării, cântare, care sunt practic formele? Cor, solo, congregație doar, fanfară, trupă de laudă, orchestră și care sunt efectiv instrumentele agreate de Biblie? La prima întrebare, doar congregație, asta o să discutăm la sesiunea asta, doar congregațional. Asta practicăm noi, asta credem din Scriptură. Cât despre instrumente, Mihai? Deci dacă acceptăm că e doar congregația, deja suntem pe drumul cel bun. Dacă uităm la forma teologică a cântării, în primul rând ea trebuie să fie duhovnicească, da? Cum a spus, asta e relativ. Sigur că e relativ. Ce înseamnă că să fie duhovnicească? Păi trebuie să fie condusă de Duhul lui Dumnezeu, să aibă scopurile care le are Duhul lui Dumnezeu în închinare. Scopul principal care îl vedem în tot ceea ce facem noi este ca să îl revelăm pe Dumnezeu, da? Prin cuvântul lui Dumnezeu. Ca atare, noi credem că Biblia ne învață că conținutul cântării este cel mai important, da? Deci începem de aici. Una dintre discuțiile care noi am avut-o în interiorul bisericii, se ziceau chestii de genul jos cenzura, da? Pentru că eu ziceam orice buletin duminical, înainte ca să fie folosit, noi exact cum am listat aici cântările, avem tot buletin duminical cu ordinea închinării, cu toate cântările, cu tot ce s-a întâmplat în acea duminică. Orice buletin duminical cu cântările care vor fi cântate, trebuie ca să treacă pe la mine înainte și dacă sunt cântări care nu sunt în conformitate cu Scriptura, le scoatem afară. Nu se poate așa ceva. Noi cântarea asta o cântăm de când e lumea. Am înțeles. Erezia asta o promovați de când e lumea. O scoatem afară. Băgăm alta, da? Am avut o mare problemă la Crăciun. Era problema de colinzi. Colinzile în sine nu sunt o problemă să cânți despre întrupare, da? Nu e nicio problemă, de exemplu, să te duci ca să bază cineva la ușă și să-i cânți, dacă te primește, da? Problema e ce-i cânți? Sau ce cânți despre întrupare? A fost unele colinzi care, de exemplu, erau traduse și erau traduse eronat. Teologia inițială era bună, biblică, traducerea în limba română era eretică. Am retradus-o sau am schimbat frazele respective. Nu se poate, cum îți permiți tu? Păi stai un pic, cum îmi permit eu să traduc corect? Asta e problema, nu cum și-o permis să lasă să traducă greșit, da? Deci primul aspect e cuvântul e cel mai important, da? Cel mai important. În al doilea rând, dacă asta e cel mai important cuvântul și cuvântul ca să fie revelat, proclamat de congregație, atunci instrumentele au scopul să susțină acest scop, da? Atunci, n-am un răspuns exact ce instrument, dar dacă orice instrument este folosit și este folosit în așa fel încât nu facilitează închinarea congregațională prin cuvânt, da, să fie anatema. E simplu. Dacă tobele tale împiedică închinarea congregațională, afară. De exemplu, unde s-ar putea ca un anumit instrument să fie potrivit sau nepotrivit? Sau, de exemplu, un instrument care este foarte puternic, cum ar fi percuția respectivă, s-ar putea să fie total nepotrivit într-o biserică de 15 oameni. Da? Și s-ar putea să fie total inofensiv și chiar poate un ajutor să conducă în închinare, să se păstreze ritmul la o cântare când sunt 5.000 de oameni. Și nici măcar nu le poți auzi, pur și simplu se aude doar ritmul foarte subtil și nimeni nu-și dă seama că există tobe acolo. Da? Eu am participat la foarte multe conferințe unde a fost, de exemplu, cântare congregațională condusă prin pian, printr-o chitară și printr-un set de tobe. Da? Dar eu n-aș fi vrut să spun că sunt tobele acolo. Doar știam că cei 7.000 de oameni care cântau, 7.000 de păstori, puteau să păstreze ritmul cântării. Acum, dacă luam aceleași tobe și le aduceam la noi în biserică, da? Noi care eram 30, 40, 50 aici, nu mai ne auzeam. Nu mai făcea niciun sens. Nu face sens. Dar nu ne ajuta cu absolut nimic. Deci orice instrument sau folosirea acelui instrument care împiedică scopul și conținutul cântării trebuie dat afară și eliminat. Mai unii susțin că orice instrument, numai acapela este ok, că nu există așa. Chiar și foarte multe biserici reformate și baptiste reformate au aderat la asta. După aia, până la urmă, au zis că orga sau pianul ar fi ok. Eu nu cred asta. Eu cred că Biblia permite, eu cred că e o problemă de formă și de circumstanță până la urmă, dar dacă sunt folosite în scopul respectiv. În al treilea lucru, cred că sunt al treilea, acele forme, instrumente, orice se întâmplă în închinare, trebuie ca să fie făcute de oameni duhovnicești, da? Oameni născuți din nou, credincioși a cuvântului, sub călăuzirea și supravegherea prezbiterilor. Da?
cel mai bine ar fi cei responsabili, în primul rând prezbiterii sunt responsabili pentru închinare, pentru că închinarea este și un act didactic, da? Ca atare, tu ca și păstor sau păstorii bisericii, sunt responsabili pentru tot ce iasă să cântă, pentru cum se cântă prezbiterii. Nu pot pur și simplu să abdice asta. Și ideal ar fi ca cei care se ocupă de închinarea propriu de conducerea ei, zic, să fie prezbiter dacă este posibil, da? Să fie cel care alege cântările, trebuie să fie un om duhovnicesc, da? Cel care le conduce din față trebuie să fie un om născut din nou și capabil duhovnicesc să slujească și așa mai departe. Inclusiv cel care cântă la pian. Pentru că Duhul Domnului te călăuzește și cum să apeși pe clape, da? Deci, lumea întreabă, voi de ce nu aveți instrumente în biserică? Pentru că nu avem instrumentiști. Păi cum? Că copilul cutare face pian. A, exact. Copilul cutare e un copil care nu-i născut din nou, care nu-i membru în adunare, da? Și nu-l vom folosi, nu vom practica un vampirism spiritual, că noi avem nevoie de cineva la clape. Dacă Duhul Domnului va crește această adunare și la un moment dat ar fi benefic pentru noi în cântare, și câteodată este, mai ales când cântăm o cântare nouă și trebuie să o învățăm, dacă ar fi un simplu pian, ca să ne conducă un pic în melodie, am învățat cântarea mai ușor. Recunoaștem lucrul ăsta, da? Dar nu o să aducem un trubadur de undeva să-l plătim. Bă, hai cântine la pian. Nu? Pentru că e egal cu zero. Mai bine cântăm noi ca și în catacombe, până învățăm cântarea aia, sau până când Duhul Domnului călăuzește pe cineva în mijlocul nostru, ori să învețe pianul, ori aduce pe cineva care știe pianul, și atunci ne vom folosi să asistăm porunca și forma arătată în Biblie. Cam așa ar fi în mare, cum a, mulți așa, atunci e foarte discutabilă. Știi ce este interesant? Atunci când oamenii implicați în conducerea închinării sunt cu adevărat oameni născuți din nou și regenerați, oameni care, când vorbește, de exemplu, vom vedea, fratele va puncta asta, vorbește despre cântarea în biserică, apostolul începe cu fiți plini de cuvântul lui Dumnezeu. Când sunt oameni plini de cuvântul lui Dumnezeu, duhovnicești, da, care se ocupă de asta, veți vedea că nu prea există probleme. Nu prea există, la cât de tare trebuie să fie volumul la amplificator. Da? Nu prea există discuții din astea. Pentru că sunt oameni care sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu, care cunosc cuvântul lui Dumnezeu și discuțiile astea dispare. În momentul în care ai oameni neregenerați sau imaturi, ei nu cunosc cuvântul lui Dumnezeu. Ei n-au stat înainte ca să investească ei singuri. Că nu i-a investit nimeni, nu i-a chemat nimeni. Ei au venit și noi vrem să conducem închinarea. Ei n-au stat să facă un studiu intensiv despre închinare. N-au stat să consulte ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Ei nu cunosc cuvântul lui Dumnezeu. În momentul în care oamenii ăia sunt implicați în conducerea închinării, apar tot felul de probleme. Cum interpretăm versetul din Corinteni 14? Dacă unul dintre voi are o cântare, altul o descoperire, etc., în contextul închinării congregaționale. Cum scrie? Asta era un verset care urma să-l abordez în această a doua sesiune din dimineața asta. Interesant termenul din limba greacă de acolo este, dacă unul dintre voi are un psalm. Asta este cuvântul de acolo. Este, dacă unul dintre voi are un psalm, biserica primară a preluat obiceiul din sinagogi de a cânta psalmi. Și nu doar din sinagogi, din obiceiurile evreiești, de a cânta psalmi. Adică Dumnezeu la propriu ne-a dat o carte de poezii și de cântări. O avem în Biblie, inspirată, fără greșeală. Noi tot credem că poate să vină, nu știu ce, țoapă care nu a dormit bine noaptea și să ne dea o cântare extraordinară. Iertați-mi răbufnirea. Și acolo nu spune dacă unul dintre voi are o cântare să o cânte singur. Nu așa spune. Dacă unul are o cântare, dacă are aia, dacă aia, are toate să se facă spre zidire sufletească. De ce crezi tu că vei reprezenta mai bine închinarea cerului, cum vom vedea peste tot în Biblie, sau vei reprezenta mai bine unitatea trupului Domnului Iisus Hristos cântând singur în fața noastră? Ce vrei să faci? Ce vrei să ne arăți? De ce nu ne-ai ajutat cu vocea ta extraordinară, cu darul tău de cântare, ca să ne ajuți pe noi, care nu cântăm așa de bine ca tine, să cântăm ca și congregație, să lăudăm pe Dumnezeu? De ce să ne unim toți cu tine în închinare? De ce ai vrea să vii tu cu o cântare nouă pe care nu știi niciunul și de fiecare dată vii cu o cântare nouă, ca noi să stăm ca la spectator și să te ascultăm pe tine? Pentru ce? Ca să realizezi ce? Da? Deci arată unitatea trupului Domnului Iisus Hristos, închinarea congregațională, arată închinarea cerului, peste tot arată închinarea cerului. Lucrul acesta, închinarea congregațională. Și repet, textul spune, dacă unul dintre voi are un psalm, toate să se facă spre zidire sufletească. Nu zice, dacă unul dintre voi are un psalm, să cânte psalmul acela și biserica să stea să asculte.
Deci asta e o chestie foarte recentă. Asta e o chestie inventată recent. Asta noi ne imaginăm, pentru că nu cunoaștem istoria, dom'le, așa au fi fost întotdeauna. Toți au înțeles că să cânte unul o cântare. Și toți să asculte. Nu, n-au înțeles așa. Nu, noi am înțeles așa de când am inventat solo-urile. Și doar un aspect aici. Dacă a cânta este elementul, dacă cântarea este elementul, forma elementului arătată peste tot în Noul Testament este la plural cântați. Da? Deci elementul este cântarea, forma este congregațională. Deci să nu facem o... Aici încercăm cumva să luăm forma de solo inventat de noi și să o ridicăm în sus la element. Aici e exact inversarea despre care discutam. Elementul este cântarea, forma este cântați aceste cântări. Da? Cântați împreună aceste cântări. Și lucrul acesta este evident și, zic eu, lingvistic în Noul Testament și logic. Cum ești tu mai zidit? Ascultând o cântare sau participând în cântare? Da? Cum ești mai implicat în închinare? Fiind pasiv sau fiind activ în închinare? Și logica îți spune lucrul acesta. Da, bunul simț. M-am mai confruntat în... Nu aici. Altă dată cu... Frate, am și eu o cântare. Dar uite, cântarea nu prea se potrivește. Tu cânți cam așa... Nereguli cu cântările respective, cu modul de a cânta și așa mai departe. Frate, eu cânt pentru Domnul. Eu cânt pentru Domnul. De ce cânti în fața noastră pentru Domnul? Poți să cânti pentru Domnul când te culci tu. Cu prugiteze cânti pentru Domnul sau când faci duș. Nu trebuie să vii în fața noastră să-i cânti Domnul. Domnul te ascultă și când ești acasă. Deci cumva îmi spune pe față, pe mine nu mă interesează de voi. Eu cânt Domnului. Dacă îi cânti Domnul și nu te interesează de noi, cânt acasă. Noi am vrea să ne ajuți pe noi să lăudăm împreună pe Domnul. Dacă nu vrei să faci lucrul ăsta și ne ignori, da? Și pur și simplu te poți lipsită de bun simț sau lipsit de bun simț față de noi. De ce vrea să faci lucrul ăsta în fața noastră? Lasă-ne în pace. Care este rolul Duhului Sfânt în călăuzirea legată de formele închinării? Ați menționat Scriptura și rațiunea, nu-i spune. Da, da, cred că am menționat și Duhul Sfânt, adică dacă vorbim despre călăuzirea prin Scriptură, ea este imposibilă fără Duhul Sfânt. Da? Deci Duhul Sfânt călăuzește pe credincios prin Scriptură și rațiune, da? Și avem nevoie de ambele. În primul rând, dacă ești un om total ilogic, total ilogic, probabil că n-ai Duhul Sfânt. Pentru că Duhul lui Dumnezeu, care ne mântuie, pentru e dovada mântuirii noastre, spune Biblia că ne mântuie și de prostie. Da? Deci o persoană ilogică nu prea văd cum este plin de Duhul Sfânt. Biblia nu ne arată oameni plini de Duhul Sfânt care sunt ilogici, care nu știu dreapta de stânga, care uită matematica, care numai la carismatici există așa ceva. Da? Ci întotdeauna călăuzirea Duhului Sfânt este, vine cu un surplus de rațiune. Da? Depășește rațiunea umană nu în sensul că este irațională, ci în sensul că este suprarațională, este mai puternică decât rațiunea umană. Poate raționa lucruri care mintea umană nu le poate raționa, da? Deci cele două nu sunt intenționate ca să spună că Duhul Sfânt nu este necesar, ci să arate cum Duhul Sfânt ne călăuzește. Ne călăuzește prin cuvânt, da? Și prin logică. Logica noastră fiind informată de cuvânt. Ziceam într-un mesaj recent că mintea credinciosului trebuie să fie o concordanță biblică. Ceea ce e logic pentru mine ca și credincios, unul care ar trebui să fie logic ca și un credincios care este plin de cuvântul lui Dumnezeu, e ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Asta e logic pentru mine. Când mă gândesc la o decizie să fac A sau să fac B, da? Logic pentru mine e cuvântul lui Dumnezeu ce spune. Păi spune că să faci A și să nu faci B. Nici nu mai am discuții. Logic e A. Da? Deci înțelegeți, logica mea e informată de cuvântul lui Dumnezeu. Ca atare, da, Duhul lui Dumnezeu are un rol total. Doar că instrumentele de care se folosește este cuvântul lui Dumnezeu și rațiunea. Legat de forme, e o premisă greșită când noi ne gândim, domnule, cum ne-am fi călăuzit Duhul Sfânt și prin rațiune sau prin anumite principii ale cuvântului, să avem o formă a închinării, da? Care nu este fixă sau să avem o structură a închinării sau o ordine a elementelor din închinare. Sunt multe evenimente de închinare publice în Sfânta Scriptură enumerate și se enumere exact. Conținutul închinării, componentele închinării, ordinea închinării, structura închinării, multe evenimente de genul ăsta. Deci este o premisă greșită, că nicăieri în Biblie suntem lăsați de capul nostru să vedem cum le-o rândui noi. Nu, există multe evenimente în Biblie în care ni se arată.
că au început cu proclamarea lui Dumnezeu, că a existat o mărturisire a păcatelor, că poporul înainte să se strângă s-a sfințit, a fost chemat de Dumnezeu să se sfințească, când s-au strâns acolo au fost chemați prin cuvântul lui Dumnezeu la închinare, că s-a proclamat cuvântul lui Dumnezeu, s-a explicat cuvântul lui Dumnezeu. Deci sunt evenimente astea în Biblie. Noi să nu trăim cu sentimentul că nu există. Nicăieri Biblia nu ne vorbește de structură sau de formă. Astea nu știu așa importante. Le facem noi după cum ne taie capul. Nu. Și interesant este... Și evenimente, adică sunt adunări publice în care oamenii au acționat sub inspirația Duhului Sfânt. Aia este voia lui Dumnezeu. Aia este o structură după voia lui Dumnezeu. O formă după voia lui Dumnezeu. Dar nu sunt lăsat de cap unui om nici măcar în privința formei. Nu doar mi se dă elementele, amestecă-le cum vrei tu. E interesant dacă ne uităm, este o carte, cred că e tradusă și în limba română acum, Christ-Centered Worship de Brian Chappell, s-ar putea să fie tradusă în limba română acum, nu? Predicarea este tradusă. Da, bun, sper să fie tradusă la un moment dat și asta. Este foarte bună carte și la un moment dat el face o analiză a tuturor bisericilor istorice și a liturghiilor lor, da? Inclusiv acele biserici care astăzi sunt apostate. Și interesant este că liturghiile, mergând până în acum un secol, până la mișcarea penticostală carismatică care a rupt tot, liturghiile în aceste biserici, fie ele reformate, baptiste, catolică și așa mai departe, au mai mult în comun decât nu au în comun. Da? În sensul că ideea de chemare la închinare este prezentă peste tot în aceste liturghii. Ideea de mărturisire și de a cere mila lui Dumnezeu. Da? Este, de exemplu, în liturghia catolică și în acea ortodoxă, acel moment unde se cântă Kyrie, se cântă spre mila lui Dumnezeu și ne cerem iertare de la Dumnezeu și l-abordăm pe Dumnezeu, iartă-ne, ai milă de noi, avem nevoie de mila ta. Elementele astea și aproximativ într-o ordine similară sunt prezente de la începutul creștinismului până acum 100 de ani, când vine postmodernismul, când vin valurile carismatice, evanghelici și mai departe, care zic, domnule, totul e relativ, facem ce vrem noi, cum ne călăuzește Duhul, da? Subliniez asta doar să zic că creștinismul, de bine, de rău, de multe ori a început bine, multe religii și culte și așa, și au sfârșit rău, au înțeles cât de cât comun. De ce? Pentru că s-au inspirat dintr-o sursă comună despre cum ar trebui să-și organizeze liturghia, cum ar trebui să-și organizeze închinarea. Cei mai mulți oameni au pornit la premisa asta. Biblia ne învață ce trebuie să facem. Și ca atare, cele mai multe biserici au ajuns la o organizare foarte similară. Da? Acum, nu luăm în calcul că foarte multe dintre biserici astea au sfârșit apostate. Dar vreau să zic, când se pornește la premisa că Biblia ne învață, să ajunge la ceva cât de cât similar. Pentru că există în Biblie explicații inclusiv despre formele respective și cum ar trebui ele ordinate. Este o anumită ținută vestimentară, atât pentru bărbați cât și pentru femei, fantastic, care trebuie respectată la închinare. De exemplu, dacă am o brățară la mână sau alte accesorii de acest gen, este greșit? Ce este greșit e inima din care vine o asemenea întrebare. Da? Deci pentru persoana care a pus această întrebare, sau pentru persoana care eu mi-o închipui acum în cap, în capul meu, cu care am mai avut de-a face, totul e greșit. Pentru că provine dintr-o inimă care, în primul rând, vrea dezlegare, să facă ce vrea ea sau el și nu de a fi ascultător de Dumnezeu. Nu brățara e problema, da? Nu vestimentația e problema în cazul ăsta. Simptoma e problema. Deci ceea ce se descrie aici, cel care a pus întrebarea sau cea care a pus întrebarea, probabil că descrie cazuri care le-a văzut sau întrebări care s-au pus, da? De obicei, astea vin dintr-o inimă care, exact cum am văzut în sesiunea anterioară, într-o inimă care nu caută mai întâi să fie plăcut lui Dumnezeu, da? În momentul în care inima e inclinată în direcția corectă, lucrurile astea devin nesemnificative, da? Dar problema e că inima, de obicei, fiind inclinată în direcția incorrectă, astea devin mari tărăboiuri în biserică și certuri și așa, despre batic, despre... Nu știu, dacă trebuie să predici de 4 ori pe an despre batic și brățare, ca păstor fiind într-o biserică, ai falimentat total ca și păstor. Total ca și păstor. Eu în 3 ani de zile n-am fost nevoit ca să predic despre batic. Da? N-am fost nevoit ca să predic despre vestimentație. Și înainte să înceapă conferința, a venit o reprezentantă a surorilor și a zis, frate, ca duminică dimineața sau e ok ca la studiu? Da?
Surorile din biserică n-au nicio problemă ca să se supună. Pentru că înțeleg că întâi trebuie o inimă supusă înaintea lui Dumnezeu, ascultătoare, dornică și după aia contează vestimentația ta. Dacă veneau și zic, frate, așa e că putem purta ce vrem noi. Păi nici nu mai conta cum venea la biserică. Ea venea cu o inimă rea și necredincioasă, da? Deci, haideți să atacăm problema. Nu predicați brățare și batiste pe cap și asta. Predicați Evanghelia și astea dispar ca și probleme în biserică. Dispar, se rezolvă de la sine, vă spun eu, vă promit eu că se rezolvă de la sine. Nu dau libertate în sensul că dacă există o problemă, una vine îmbrăcată ca și o curvă la biserică și zice că e soră. Tratez problema, e un caz de disciplină, nu zic asta, da? Dar zic că simptoma asta în biserică e pentru că cuvântul lui Dumnezeu nu-i predicat cu putere și pentru că sunt foarte mulți oameni neregenerați în biserică. Dar și eu nu o să mă apuc niciodată să dau dimensiune la surori, că e penibil. Dar eu cred că, în primul rând, bărbații din biserică trebuie să fie oameni cu capul pe ume. Să vă dau, îmi permit să mă un exemplu. Știu că trecem de... Am avut o discuție odată cu un prezbiter. Din întâmplare, omul acesta este de la Pentecostal, dar ar putea fi de oriunde. A fost invitați la ei la masă, într-o duminică, și el e prezbiter undeva în străinătate, era și el acasă să-și viziteze familia, și începe el și îmi spune toate problemele care are în biserică și cât de grea e slujirea. Și toată discuția era cam așa, frate, e greu să le explici la oameni, surorile, cât de lungă să fie fusta, cât de la să fie baticul. Eu le tot explic, dar numai nu vor să înțeleagă, nu așa. Și la un moment dat, eu am făcut o glumă, dar am făcut așa, serios. Și am zis, frate, nu înțeleg care e problema. Toate lucrurile astea sunt reglementate foarte clar de Apostolul Pavel în a treia epistolă către Timotei. Foarte clar ni se descrie acolo tot, fusta, la ce dimensiune, baticul, tot. Nu văd care e problema. Și omul s-a uitat senin la mine în față și nu știa că fac o glumă. Da? Nu știa că fac o glumă. Nu știa că nu există așa ceva în Scriptură. Și s-a dus de acolo pregătit să cerceteze Scriptura, să vadă unde a dat greș și de ce nu știa el că există exact dimensiuni în Scriptură. Ei, problema în biserica aia nu-s baticurile, nu-s fustele, sunt prezbiterii care nu cunosc cuvântul lui Dumnezeu și nu-l predică. Posibil ca omul ăla să nu fie, să fie neregenerat. Și el merge ca să tragă de fustele surorilor. Da? Dați-i afară pe oamenii ăștia care n-au nicio treabă cu Scriptura, pune-ți oamenii în conducere care iubesc cuvântul lui Dumnezeu și surorile nu vor avea nicio problemă dacă sunt născute din nou ca să fie femei duhovnicești care să adornă pe înăuntru, da? Prin credință, prin ascultare, prin dragoste față de Dumnezeu și nu caute să se arate pe afară prin frumusețea lor exterioară. E simplu, deci nu știu ce ne tot strofocăm. Cum am putea implementa aceste principii în bisericile noastre din care provenim? În cazul în care există împotrivire, ce este de făcut? Mă depinde cine întreabă, da? Dacă ești păstorul bisericii, este una. Dacă ești un simplu enoreaș, da, este alta. Dar... Dacă ești păstor și încerci să implementezi, poți să te demite rapid, te aștepte un azalău. Da. Dacă nu ești păstor, nu știu ce poți să faci. Decât să spui altora, cum ai înțeles... Da, să discuți cu prezbiterii din biserică, să te rogi pentru lucrul acesta, să le recomanzi anumite resurse, sunt diverse cărți, resurse, inclusiv conferința asta și alte mesaje din biserica noastră care le poți recomanda. Da, și sunt și o sumedenie de alte materiale, chiar și tipărite, care le poți recomanda. Și cam atât, din păcate. Mai mult nu cred că poți face ca și un simplu membru. Deci eu personal, eu la ora actuală nu m-aș duce într-o biserică care nu are închinare congregațională. E eliminatorul pentru mine. Eliminatorul. Nu aș discuta pe chestiunea asta. Eu vreau să mă închin cu trupul lui Hristos împreună cu familia mea. Dacă vor să o bage pe nevastă mea și prunci mei într-o cutiuță, dacă vor să cânte 50 de minute fiecare ce vrea să facă ghiveci acolo, cenacul religios, să facă liniștiți. Eu nu stau acolo. Deci m-aș muta oriunde în țara asta. Da, cel mai simplu să vii la Zărău și am încheiat. Dacă în adunarea mea se cântă muzică rock, înseamnă că am intrat în priză? Nu, înseamnă că ai intrat în sinagoga satanică. Deci, noi râdem, dar cuvântul Domnului spune să nu ne conformăm, da? Să nu ne transformăm după chipul și asemănarea lumii acestea și să fim transformați
de Evanghelie în chipul lui Hristos, da? Parafrazez pe Apostolul Pavel. Acum, dacă în adunarea ta se face exact ceea ce se face în lume, am văzut la un moment dat o dezbatere între ortodox și baptiști, cred că în Moldova, și baptistul ataca pe preoții ortodoxi, că tinerii voștri se duc la discotecă, că nu știu ce, și la discotecă vin la biserică și chestii de genul. Și ortodoxul dă replică, măi, măcar tinerii noștri știu diferența între discotecă și biserică. Discoteca e discotecă, biserica e biserică. Da? Jos pălăria către ortodoxi. I-a făcut harcea-parcea pe baptiști. Până la urmă, nu vă îndeamnă și firea? Da? Nu vă îndeamnă și firea că dacă astea sunt metodele și melodiile și instrumentele și tot care folosește satana să-și atragă enoriașii și nu îi potrivit să le folosească Dumnezeu? Bă, nu zic că e posibil ca satana să fure anumite lucruri bune, da, și să le pervertească, dar e clar aici, deci muzica rock, care, eu nu sunt împotriva muzicii laice, da? Există muzică laică bună, care în harul general lui Dumnezeu, Dumnezeu o a îngăduit, ne-a dat-o spre beneficiul nostru, la fel cum există artă benefică, da? Ne bucurăm de azi, eu nu am nicio treabă cu asta. Da, te bucuri de azi tot timpul. De exemplu, dacă îți faci o casă, te duci și discuți cu un arhitect, da? Scopul arhitectului e să facă ceva care e funcțional și estetic plăcut. Deci toți beneficiem. Ăla nu trebuie să fie pocăit să-ți facă ție o casă care este estetic plăcut, da? Tu te bucuri de harul general de care îl are omul acela ca și arhitect sau ca și sculptor sau ca și ceva de genul. Dar nu-l iei pe ăla care n-are harul mântuitor și zici, măi, hai tu și condu închinarea la noi în biserică. Da? Înțelegeți diferența. El poate fi un artist foarte bun. Nu-i potrivit ca să discearnă ceea ce-i duhovnicesc și ceea ce nu-i duhovnicesc. Ca tare, muzica rock nu și are loc. Fratele Beni Costea ne spunea la un curs de cristologie, dacă în biserică găsești aceeași muzică pe care o poți găsi la două, trei mai jos unde oamenii și se pot bate la un moment dat, ai o problemă în biserică gravă. Da, adică într-un club. Câte sărbători sunt poruncite de Dumnezeu și obligatorii pentru creștini? Cum considerați practica unor reformați în a sărbători nașterea lui Iisus și moartea și, adică, Paștele? O completare. Deci noi sărbătorim și întruparea, și Paștele, adică pe Hristos, care este Paștele nostru. În fiecare duminică sărbătorim, predicăm pe Dumnezeu cel întrupat în fiecare duminică, care a venit să răscumpere ceea ce este pierdut. Sărbătorim în mod deosebit lucrarea morții și învierii lui la cina Domnului. Urmează să o facem duminica aceasta. Din nou avem și sărbătorim în mod deosebit ori de câte ori este un botez nou testamental. Din nou este o sărbătoare și în același timp o declarație, o proclamare, o comemorare, tot felul de valențe care sunt acolo. Deci nu sunt împotriva a sărbătorii și a te bucura de aceste aspecte biblice. Eu cred că ce se referă acolo e mai mult la a sărbători în sensul cultural. Și apropo, nici acolo nu sunt împotriva la multe sărbători. Dacă, de exemplu, tu vrei să ai, nu știu, un festival de toamnă, știi? Și se duci la un festival de toamnă unde se mănâncă cărnați și așa, vrea să bea bere. Altă discuție. Ca la nemți, da? Aia e altceva. E o chestie socială, culturală, da? Dar dacă tu vrei să zici, mă, ce fain ar fi dacă am avea un gen festival din ăsta nemțesc, duminică dimineață, știi, ca și închinare. Da? E o confuzie de categorii. Închinarea bisericii și aspectele sociale, culturale, care nu sunt de la sine neapărat păcătoase, da? Nu sunt de la sine neapărat păcătoase. Nu este de la sine păcătos, de exemplu, să sărbătorești o zi de naștere, știi? Nu. Deci vorbim, acum, din nou, vorbim niște prostii la un moment dat. Deci, în cele mai multe biserici, dacă te uiți pe programul anual al bisericii, da? Vorbim, de exemplu, de ce nu se predică în biserici. Păi nu mai este timp să se predice. Câte sărbători au și baptiștii, când să mai predice expozitiv și prin cărți? Când trebuie să te oprești tot la a doua duminică pentru sărbătoarea respectivă, da? Acum e ziua mamei, ziua tatei, ziua copilului, ziua, numai Domnul nu mai are o zi, da? Pentru Dumnezeu nu mai sunt zile de închinare. Că de acum îl sărbătorim pe aia. Eu știu, de fapt, noi mulțumim Domnului pentru mamele noastre, noi mulțumim Domnului. Domnului dai flori de ziua mamei în biserică. Sau mamelor.
și le defilez pe acolo. Da? Sau copiilor. Sau... Deci să nu fim absurzi. Deci ziua de închinare a bisericii sau întâlnirile de închinare sunt închinări lui Dumnezeu și au de-a face cu Dumnezeu. Toate chestiile astea care se importă din afară îi pentru că am golit esența, am golit biserica de esența a Evangheliei și acum trebuie să o umplem cu ceva. Da? Și pentru că nu stă în firea noastră, în firea noastră, ca să mergem la cuvântul lui Dumnezeu să vedem cu ce să umplem biserica, căutăm oriunde, căutăm oriunde. Ce fac alții? Ce se întâmplă în societate? Ce se întâmplă în cultură? Nici nu mă interesează ce chestie nouă s-a inventat în cultură. Eu mă uit în cuvântul lui Dumnezeu și ce văd că se face acolo, fac și la mine. Acum, nu zic că sărbătorile alea culturale nu pot fi, de exemplu, prilej de evangelizare sau prilej de... Noi, de exemplu, de Crăciun, am mers, nu știu dacă o să mai mergem, dacă am mers la cei care au vrut să-i colindăm. Da? Nu-i nimic păcătos în asta. Poți să te duci și în martie. Poți să te duci și în aprilie. Să te duci la vecini, să... Vecine vrea să-ți cânte o cântare despre Domnul Iisus. Nu-i absolut nimic păcătos în asta. Problema e când din prilejul ăsta cultural, care tu poți folosi pentru un bine, începi și importezi. Băi, hai să avem brădulețe, hai să facem schimb de cadouri în timpul programului, hai să avem concert de Crăciun, hai... Da? Acum câțiva ani când am venit inițial în Zalău și eram la Biserica Baptistă de aici, în seara de Crăciun nu a mai fost timp de predică. Strigător la cer, a fost timp de orice altceva, nu a mai fost timp de predică. Păi ce sărbătorim atunci? Ce sărbătorim? Pe Domnul Iisus cel întrupat și n-am putut proclama Evanghelia. Da? Deci asta există pentru că am golit biserica de esența ei și de puterea ei și acum ne chinuim ca să o umplem cu ceva. Când biserica este plină de prezența lui Dumnezeu prin cuvântul ei, nu simți lipsa de lucrurile astea. Deci nu simți lipsa de el. Și cu toate astea, asta nu înseamnă că nu te poți bucura, cum am zis, de aspectele culturale în societatea în care trăiești. Dar sunt două categorii diferite. Două categorii diferite. Eu le cumpăr la copiii mei cadouri de Crăciun și le spun că îi un obicei cultural, da? Și le spun că nu are nicio treabă cu Moș Crăciun. Mă scuzați copiilor care nu știați asta, că Moș Crăciun nu există, da? Pentru că nu vreau să crească crescând că există Moș Crăciun și Moș Crăciun le-a adus cadouri în fiecare an și când ajung, au crescut mari, află că Moș Crăciun e un mit, află că toate astea sunt mit. De ce n-ar fi și Domnul Iisus un mit? Că tata nu m-a mințit toată viața, da? Ca tare, una, dacă eu vreau să mă duc cu copiii la un târg de Crăciun și zic, ce faine toate luminile astea care le-au atârnat ăștia aici. Minunat Dumnezeu avem care a creat ochi care pot să perceapă lumini. Minunat că a creat diferite lumini. Minunat că Dumnezeu din veșnicie s-a gândit la posibilele culori, un spectru aproape infinit de culori de lumini care să fie plăcute ochilor mei. Da? Eu pot să fac asta, n-am nicio treabă. Dar nu vin și zic, știi, măi, în centru ăștia au pus tot felul de lumini și de brădulețe. Hai să facem și noi în biserică. Dar n-are nicio treabă, sunt categorii și sfere total diferite, să nu le amestecăm și n-avem nicio problemă. Biserica se uită la Scriptură, da? Cultura se uită la ce se uită. Și ce interesant dacă unii zic, dar ce e greșit să avem și noi un brăduleț în baptistier sau... Asta nu e o primă, da? Multe adunări, brădulețe la loc de cinste, în baptistier. L-au botezat, l-au botezat. L-au botezat. Și, dar ea, ce e greșit? Dar ea încearcă să-l scoți. De acolo. Și să spui, nu, noi scoatem. Eu să fost scos odată din amă. Brădulețe mai repede din adunare. A fost bine că a fost cineva din exterior, că nu era membru adunării. De aici. Nu de aici. Așa. Și, dar oamenii se deranjează. Zici, dar ce e greșit? Că nu e mare lucru, lasă acolo să fie. Dar ea încearcă să-l scoți. Hai să fie fără el. Să vezi că totuși oamenii pun un accent foarte mare pe lucrurile alea exterioare, culturale, sociale, ce mai fie ele, care au fost importate fără niciun fel de criteriu biblic în biserică. Cred că am discutat pe mult despre asta. Biblia nu specifică faptul că jertfa cerută să fie jertfa animalică. Cum știm că Cain a știut acest lucru? Nu este cumva doar o supoziție? Este o interpretare a textului, într-adevăr, da? Este o interpretare bazată pe context, este o interpretare bazată pe singura sau pe singurele informații disponibile până în acel moment, da? Și cred că este o interpretare care și istoric este dovedit ca fiind corectă. Bine, dacă ai pe o pagină singura jertfă care s-a adus până atunci de sânge și pe a doua pagină vezi unul care nu a adus jertfă de sânge, dar celălalt a adus,
Nu știu dacă îți trebuie chiar un sistem hermeneutic foarte dezvoltat, așa ca să zici, domnule, bine fi scos ăștia, oare că ăsta trebuie să aducă jertfă de sânge. Biblia, puțin, Biblia permite și Biblia, Dumnezeu a poruncit să se aducă jertfe de mulțumire și jertfe din roadele câmpului. Dar întâi, dacă vă uitați și la ritualul de la templu, întâi trebuia să rezolvi problema ta cu Dumnezeu. Întâi trebuia să aduci jertfă de sânge, da? Asta este problema. Nu vii după aia și spui, uite, Doamne, ce... Uite, am adus și eu aici să susțin lucrarea ta. Nu, tu întâi trebuie să te împaci cu Dumnezeu. Tu întâi trebuie să ai iertate păcatele. Tu întâi trebuie să-ți mărturisești păcate. După aceea poți să faci lucrul ăla. Evrei 11 precizează. Prin credință, Abel a adus o jertfă mai bună decât Cain. Da. Da. Dacă într-o biserică se predică Evanghelia, se practică rânduielile și disciplina biblică, dar nu se respectă principiul regulativ, este aceasta o biserică apostată? Nu. Nu, dar nu este sănătoasă. Nu, nu e apostată. Nu știu.